Aplicația este în dezvoltare. Orice persoană interesată, indiferent că este furnizor de servicii hoteliere, restaurante și așa mai departe, care poate fi angrenat în, în ceea ce înseamnă turismul în municipiul Târgoviște, se poate înscrie în această aplicație, se poate promova. Da. Aplicația este deschisă. Și nu avem niciun fel de preferință din acest punct de vedere. Singura cerință, sigur, este aceea de a promova în mod onest și corect municipiul Târgoviște. Legat de modulul raportării incidente, orice cetățean al municipiului Târgoviște sau orice persoană care trece prin municipiul Târgoviște și se sizează o anumită problemă, poate să raporteze acest lucru administrației publice locale prin această aplicație. Ceea ce este important de menționat este că persoana poate să fotografieze, să localizeze pe o hartă incidentul respectiv și să îl transmită foarte, foarte rapid către administrația locală. Aici va exista un dispecerat care va prelua imediat aceste informații și le va distribui către compartimentele de specialitate. Lucrul acesta, bineînțeles, că va contribui la o comunicare mult mai bună între administrația publică locală și cetățeni, pe de o parte, iar pe de altă parte, va asigura și posibilitatea rezolvării cât mai rapide a acestor sesizări. Pot fi sesizări într-o gamă foarte, foarte largă, plecând de la străzi, câini pe domeniul public, iluminat public și așa mai departe, până la ordine și liniște publică, lucruri care sunt în competența administrației publice locale.